George Buhnici a șocat întreaga țară cu declarațiile oferite în cadrul unui interviu televizat. Acesta se afla pe litoral la un festival atunci când reporterii l-au intervievat. A făcut numeroase declarații controversate la adresa femeilor, ceea ce a scandalizat internauții, stârnind astfel o adevărată revoltă pe rețelele de socializare. Am venit să ne întâlnim cu prietenii, să ridicăm degetul mijlociu în fața pandemiei, să ne uităm acolo, în depărtare, la 60 de kilometri și să ne bucurăm că nu suntem acolo și suntem aici și să ascultăm muzică bună. Și am văzut fete care arată foarte bine aici, dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu aș vrea să mi se interpreteze, suntem la festival, putem să dăm vina pe orice, dar serios, mai mergeți pe la sală fetelor. Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală, pentru că, de ce? Dacă vrei să vii la mare, mi-arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim. Ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că este normal să ne uităm la piept și la fund. Aia vreau să văd de la mare, a spus Buhnici în cadrul interviului. Acesta nu s-a oprit însă aici, ci a făcut o remarcă nepotrivită și la adresa soției sale, remarcă care l-a surprins până și pe reporter. Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Uită-te la ea, câți ani îi dai? Reporterul a răspuns, 25 de ani, dar nu este minoră, cum ai zis. Nu, nu sunt, Doamne ferește, a răspuns Lorena, soția lui Buhnici. Auzi, dacă îți spun vârsta reală, o să înțelegi că este minoră. Dacă scazi, cât i-ai dat tu cu cât are ea? Minoră iese. Este dialogul controversat între Buhnici și reporter. Relatează site-ul adevărul.ro.